Bună ziua, domnilor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Repriza de Sport. Sâmbătă și duminică va avea loc la Mioveni un eveniment sportiv istoric. După 100 de ani va avea loc un campionat național de oină rezervat fetelor. Vom discuta despre acest subiect important pentru sportul argișan cu invitatul meu de astăzi, domnul director executiv al clubului CS Dacia Mioveni 2012, domnul Dumitru Voiculescu, căruia mulțumesc pentru prezența la Repriza de Sport. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Bună ziua, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit după câțiva ani de absență pe ecranul Antenei 1. Domnul director, bine ați revenit la noi. Iată, ați revenit așa în forță cu un eveniment foarte important, așa cum spuneam și noi, și apare și pe afișul oficial al acestui campionat. După 100 de ani, iată la Mioveni din nou un campionat național de oină rezervat fetelor, juniorilor mai precis. Cu părere de rău trebuie să ne amintim cu toții că oina a fost lăsată pe plan secundar, deși toți avem pretenția că acest sport este sportul național. Sport național, sigur, sportul românesc, din care s-au inspirat și alții ca să facă anumite jocuri, și putem da exemplu baseballul, care s-a inspirat din oina noastră, pentru că primele acte documentare apar către sfârșitul secolului al XVIII-lea ca acest joc care se practica în școli ca în cooperare, să zic așa, cu gimnastica, cu profesorii care nu erau neapărat profesori de sport, pentru că primii profesori de sport au apărut în jurul anului 900. Iată că 1900, bineînțeles. Da. Iată că dacă au apărut pe firmament după anul 1900 sporturi ca fotbalul, să zicem, ca, eu știu, în țara noastră, dacă e să luăm criteriul popularității, am vorbit de fotbal, dacă e să luăm criteriul rezultatelor, sigur că ne-am referit la handbal, la caia canoe, la gimnastică, la niște sporturi în care românii au excelat. Și atunci criteriul ăsta ne-ar da ca bază că acestea sunt sporturile noastre preferate în top. Alte criterii, sigur că ne-ar plasa pe primul loc aceste sporturi diverse, de altfel. Mai sunt și sporturi naționale din alte state, acolo unde sunt comunități. Luptele, de exemplu, acolo la Dobrogea, unde sunt turci, sunt la înălțime, aproape sport național al Dobrogei. Ei bine, noi vorbim de sportul național oină, dar când? Când vorbim că el s-a inventat la noi. Numai că a fost uitat foarte mulți ani de zile, iar Spiru Haret, când era ministru, spunea trebuie să înviem sportul nostru, pentru că de aici ne tragem seva. Sigur că am avut oameni de mare marcă, inclusiv Sadoveanu s-a ocupat de oină, Agârbiceanu, Ionel Teodoreanu au jucat oină, deci oameni de care, oameni foarte importanți, sigur, foarte importanți ai nației, da. Dar între timp, așa cum am zis, au apărut și alte sporturi care au luat fața oinei. Și au fost mult mai mediatizate și probabil și... E bine, la Mioveni, începând de anul trecut, s-a înființat acest club la inițiativa administrației locale, dar în special, de ce să nu recunoaștem, a domnului primar Ion Georgescu, care iubește foarte mult sportul, mai ales sportul de masă. Și un club creat special pentru, special sportul, pentru de masă. Sportul de masă, sigur că da. CS Mioveni a rămas cu fotbalul și celelalte secții care le aveau consacrate pe seniorat, tenisul de masă și judo, iar noi am preluat această, să zic, problematică sportivă a tinerilor din Mioveni, din mai multe motive. Pentru că vedem cu toții că și la noi în țară, pentru că nu facem nici noi o excepție, dar și la noi în țară, în ultima perioadă, s-au perpetuat anumite obiceiuri și anumite îndeletniciri ale tineretului, care îi sustrag de la adevărata viață și adevărata formare profesională, fizică, intelectuală și așa mai departe. Și trebuie să recunoaștem că au luat amploare barurile, au luat amploare, eu știu, consumurile de anumite substanțe, au luat amploare foarte mult calculatorul și sunt mulți copii care
pierd zile întregi și de la școală lipsesc de multe ori ca să poată să comunice în sisteme informaționale. Acum, eu nu zic că este foarte bun calculatorul, dar în limitele lui care îți întregește, eu știu, personalitatea. Și mai ales că la vârstele astea e foarte importantă mișcarea. Absolut, absolut. Și ca să previn problema dreaptă, nu numai cu tinerii avem noi o problemă în mișcare, ci și toate vârstele trebuie să le avem în vedere și toate categoriile sociale. Vreau să vă spun că anul trecut, de exemplu, de 13 septembrie, noi am făcut o acțiune de simulare a unor focuri și cu cei care aveau dizabilități locomotorii în cărucioare, cu stingătorul i-am solicitat ca să ia niște măsuri de stingere a acelui foc improvizat. De ce? Pentru că nu știi când ești pus într-o situație deosebită și trebuie să știi să te descurci. Ei bine, am avut în vedere și am fost foarte mulțumit că există cineva care se gândește și la ei. De asemenea, oamenii în vârstă, noi îi avem în vedere în anumite sporturi pe care să le adaptăm vârstei și preocupărilor cetățenilor din Mioveni. Eu am un respect deosebit pentru administrația locală din Mioveni, pentru că de fiecare dată când am solicitat sprijinul, noi am fost înțeleși și am fost chiar ajutați substanțial. Și bineînțeles că vă dați seama că ajutorul substanțial nu înseamnă numai participarea organelor locale, dar înseamnă și fonduri. Pentru că nu poți să faci nici învățământ, nici sport, nici sănătate, nu poți să faci fără să cheltuiești, să investești, sigur că da. Iată o inițiativă lăudabilă, iată la Mioveni, această dorință noastră de a atrage tinerii pentru sportul de masă, vorbind aici de volei, handbal, tenis, natație, karate, dar astăzi vorbim în special și mai mult despre OI, în acest turneu istoric, așa cum spuneam, după 100 de ani, iată o competiție foarte importantă care se desfășoară chiar aici la noi, în Argeș, mai precis la Mioveni, o competiție care se va desfășura sâmbătă și duminică chiar pe stadionul Orășenesc. Sigur, stadionul Orășenesc. Acum trebuie să recunoaștem faptul că există la nivel național campionat de oină cu seniorii, cu seniori băieți, sigur că da. Există campionat național cu băieții, cu juniori 1, 2, 3, dar la nivel fete, într-adevăr, de 100 de ani, de peste 100 de ani, n-a mai fost asemenea competiție și sunt mândru că sunt din Mioveni, că locuiesc în Mioveni și sunt mândru că sunt directorul acestui club, pentru că trebuie să fie o mândrețe, de ce? O mândrie a noastră pentru faptul că am fost aleși să deschidem acest drum după atâta timp și este o onoare. Deci să ne recunoaștem și noi mulțumim și Federației de Oină, domnului Dobre, președintele Federației de Oină, Dobre Nicolae, care o să-l avem și la conferința de presă la sfârșitul săptămânii ăștia și care o să conducă toată activitatea aici. Îi mulțumim de ce? Pentru că a ales în ședința din martie, unde am fost și eu prezent acolo, s-a stabilit ca Mioveniul să fie gazda, sigur că da, acestui turneu care pentru noi este de o deosebită importanță. De ce deosebită importanță? Pentru că fetele simt nevoia să joace un joc care este de băieți, care este de bărbați. Și simt această nevoie. De ce? Pentru că de fiecare dată noi afirmăm egalitatea este la ea acasă. Prin Constituție, prin legile țării, noi stabilim această egalitate. Ei bine, vor să se simtă egale. Vor să arate că și este foarte bine, sigur că au forță. Chiar acum avem imagini. Sigur că da, foarte, foarte frumos. Și noi intenționăm chiar și la nivel de fotbal, este o ambiție a mea personală, ca să fac la clasele 1-4 echipă de fotbal de fete. Că să le pun în competiție cu băieții de la clubul celălalt, pentru că acolo sunt 7-8-10 echipe de diverse vârste de fotbal și toți copiii, eu, dacă vreau să fac o echipă de volei de băieți, nu am de unde să mai aleg, nu mai am de unde să selectez toți băieții către fotbal. E visul lor, sigur că da, regele sportului. Așa, sportului atrage partea bărbătească. Vreau să creez și această echipă de fotbal fete, nu neapărat în ambiția nimănui, dar simt nevoia să le dau credit la fete ca să poată să se măsoare cu băieții. Da, va fi o competiție foarte interesantă între cele două cluburi. Da. Ei bine, vineri seara noi avem sosirea tuturor loturilor. Avem loturi din 6 județe și cu Argeșul 7, avem din Dolj 2 loturi,
din Maramureș două loturi, din Neamț trei loturi, Călărașul și Vâlcea câte un loc, lot și Constanța două loturi. În total sunt 16 echipe, că lotul sunt unii care au și două echipe la două categorii diferite. Așa, Ghereștiul, de exemplu, de la Neamț va veni cu 3 și cu junior 3 și cu junior 2 și cu junior 1. O să fie o competiție foarte, foarte strânsă. Vom avea sâmbătă dimineață după deschidere. Deschiderea este la ora 9. Și dacă tot a venit vorba, vreau să rog toți telespectatorii care le urmăresc din județul Argeș și nu numai, că știu că Antena 1 are rază mare de acțiune, să vină pe stadion sâmbătă de la 9 la deschidere și la meciurile de dimineață pentru categoria junior 3. Sâmbătă după masa de prânz vom avea junior 2 până seara și duminică, tot așa începând cu ora 9-9.30, vom avea junior 1, care înseamnă între 16 și 18 ani. Să vină în număr cât mai mare din două motive. Unu, să simtă și copiii că sunt priviți de cineva și altfel, e alt om pe teren, altă dăruire, sigur că dacă dai spectatori, sigur că te comporți altfel în teren și depui mai mare interes. Și în al doilea rând, să ne familiarizăm sau să ne refamiliarizăm, sigur, cu sportul nostru pe care vrem, nu vrem, trebuie să-l iubim. Dacă suntem adevărați români, alături de drapelul nostru, să iubim și sportul nostru național. Și vom crea asemenea condiții în care să-l omologăm chiar ca sport național. Vreau să vă spun că la Constanța, când am fost la Federație la ședință, la sfârșitul martie, la adunarea generală, ne-am întâlnit cu un reprezentant de la Bruxelles, care era conducătorul loturilor al cluburilor de Wayne, de acolo, de la Bruxelles, și ne-a spus că este mai bine reprezentată Wayne afară decât pe teritoriul nostru. Și avem filiale peste tot. Voi încerca să creezi o asemenea simbioză între cluburile de afară și clubul nostru, că pe mine mă interesează clubul de la Mioveni, sigur că da, Federația Internațională intenționează probabil ca să lărgească această relație la nivel național. Dar eu o să mă ocup personal de această latură a schimburilor de experiență, dacă vrem să le zicem așa, a echipelor din afara țării cu echipele mele de la Mioveni. Și bineînțeles că dacă facem competiții de această anvergură, vom coopta și celelalte cluburi din județ și din țară. Noi mai avem echipe de Oina, și fete și băieți, în județ chiar, dar nu sunt omologate ca și cluburi. Deci nu sunt legitimate la federație. Ele sunt asociații școlare și în cadrul orelor de sport practică acest sport. Și avem destule. Eu am făcut competiție înaintea acestea, am făcut la nivel județ. Și am avut peste 7 echipe. Deci iată că se poate. Și atunci, că au jucat juniori 1 cu 2, că au jucat 2 cu 3, asta e un început. Sigur că da, este un început, pentru că s-au adunat într-o competiție și în colaborare cu Direcția Județeană de Sport și Tineret, și pe calea asta vreau să și mulțumesc direcției, că noi avem o colaborare foarte bună și vom crea cadrul propice ca toate cluburile pe care le avem și asociațiile școlare să colaborăm în așa fel încât pe toate sporturile să putem să dezvoltăm un pic această, hai să zicem, mentalitate față de mișcare, față de sport, față de De fapt, asta e și ideea în sine, ca toată lumea să facă mișcare. Absolut, absolut, acesta este. Da, iată o reușită la Mioveni. Vreau să spuneți cum au perceput tinerii să, când le-a spus, să, eu știu, să vină acest sport denumit Oină. Da. Pentru ei poate un subiect așa, tabu. La început, da, asta. Cu scepticism mare, sigur că da. Dar, odată practicând un sport, și nu e vorba numai de oină, în momentul în care vrei să vezi capacitatea unui copil, trebuie să-l încerci. Nici copilul nu știe, nici părintele nu știe, nici pedagogul nu știe, nici societatea nu cunoaște ce valențe are el, dacă nu-l pui la treabă. Și atunci, în momentul în care îl pui să înoate și vezi că dintre ei două, trei vârfuri s-au ridicat imediat, e clar că are talentă la natație. La fel și la oină. I-am pus pe copii în teren, sigur că selecția noastră pentru oină și la fete și la băieți a fost foarte largă. Acum, de regulă, noi trebuie să pricepem și altă treabă. O echipă sau
eu știu, un lot, se formează pe lângă profesorul, că de fapt antrenorii noștri sunt profesori de sport. Sunt profesori de sport, da. Pe care îi iau ei la oră. Și atunci selecția este restrânsă. De ce? Pentru că este posibil ca toată echipa de fete de oină să fie din aceeași școală. Pentru că nu au la oră pe domnișoara Teia, care este antrenorul nostru și pe care eu o stimez deosebit, o sufletistă, profesoara de sport, Dumitru Teia, care se ocupă de oină și la băieți și la fete și care depune un interes extraordinar. Nu precupețește nicio clipă și liberă și tot să se ocupe de copiii ăștia. Și copiii o iubesc. Și atunci e greu să iei din alte școli și să-i aduce aici. Are Breanu, de exemplu. Avem Masat pe handbal. De ce? Profesorul Nistor, care este antrenorul de handbal, predă la ore la... Și atunci este Masat handbalul fete pe Rebreanu. Noi încercăm să diversificăm și o să plecăm prin județ, prin comune. Pentru că vreau să vă spun că noi facem sport de masă, dar nu excludem performanța. Nu mă ocup în mod expres de performanță pentru că ar însemna ca acum, când suntem după un an de zile la înființare, să mă apuc să împrăștii banii în stânga și în dreapta, să cumpăr niște valori cu care să mă bat cu pumnii în piept că ia uite ce facem eu veniu. Nu. Noi vrem să ne creștem copiii noștri. În momentul în care avem o echipă competitivă cât de cât la nivel superior, atunci poți crește... să mai îmbunătățești câte ceva, dar să o iei de la capăt și să cumperi tot, nu se poate. Deci nu asta e intenționat. Nu exclude performanța, pentru că foarte repede și vă anunț oficial și dacă nu o fi așa, ne mai întâlnim. În toamnă vom avea cel puțin 3-4 medalii la karate. Avem niște copii la karate, niște țânci din ăștia de 1,30 m, 1,20 m, care au niște mișcări incredibile, au o energie în ei extraordinară. I-am văzut la antrenamente, sunt niște zvârlugi, sunt niște, nu stau deloc, au sigur că da energie în ei și fiind luați de mici în anumite sporturi, ei vor să și demonstreze că sunt mai forțoși unii față de alții și ambiția asta și personalitatea lor la vârsta aia este atât de dezvoltată încât depun efort maxim la antrenamente. Părinții pe afară, că vin cu ei, se aduc, automat, sunt așa de mândri și au zis, dom'le, n-am pomenit. Nu există nimic care să-l facă pe fiul meu sau pe fiica mea să fie mai atras decât de ce face aici, pentru că este extraordinar. La not la fel, la natație. Chiar că, tu, să vorbim și de celelalte secții pe care dumneavoastră le conduceți, de curând a fost inaugurat acest bazin de not. Cum merge treaba dacă vin copii mulți, îi simțiți o creștere a numărului de copii care vor să, eu știu, să practice un sport? La natație există două laturi pe care noi le avem în vedere la bazin. Bazinul este bazin didactic. Este bazin pentru formare copii. O să începem și formarea prin școli. Dar este o inițiere care înseamnă pentru părinte un abonament și atunci instructorul se ocupă de copil până învață setat. În momentul în care clubul care și-a înființat această secție de natație, a înscris-o la federație, observă, și până acum am observat 12 copii. Deci deja îi avem în vizor și săptămâna viitoare sunt deja legitimați. În momentul în care îi vedem cum se mișcă și mi-a antrenorul, care este antrenor extraordinar de bun, Viorel Ciobanu, care știți că are niște rezultate la nivel european și abia a venit acum de la Viena cu toate medaliile, le-a luat numai asupra lui și le-a adus la Pitești. Sigur că fiind acolo și conducând această secție, observă imediat care este potențialul și încercăm să-i legitimăm. În momentul în care copilul este legitimat, are statut. Are statut de sportiv și atunci discutăm cu el altfel. E, la inițiere, la aceste cursuri pe care le suportă părinții, dar nu la nivelul Piteștiului, la un nivel scăzut, pentru că la Mioveni avem înțelegerea administrației locale și domnul primar a zis, lasă-i așa că e mai bine să nu mai plătească să... nu știu cât și așa mai departe, deci la forța la care pot părinții. Și atunci
ei se inițiază, unii care au învățat să înoate nu mai vor mai departe, alții vor să continue și vedem în ce măsură are și talent, are aptitudini pentru acest sport. Iată, acest sport de masă la care noastră faceți referire aduce la un moment dat, eu știu, o piramidă și se strângă o bază de selecție. Sigur că da, asta și dorim. Sunt două avantaje într-un fel, da? Toată lumea face sport. Absolut. Și la un moment dat o bază de selecție. Predestinați, eu știu, pentru a face performanță, ies la iveală. Domnul director, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, știu că acest sport, oina, este sub înaltul patronaj al majestății sare, regele Mihai. Da, aveți dreptate. Începând din luna mai, s-a declarat oficial ca oina românească să fie sub tutela casei regale. Vreau să înțeleagă telespectatorii noștri că nu vine casa regală cu bani sau cu alte avantaje materiale la treaba asta, dar o participare a casei regale la un asemenea eveniment, și noi am vorbit deja cu principele Nicolae și este posibil să vină, dacă nu vine soră sa din partea casei regale, și pentru noi ca să joci sub blazon de casa regală este un mare, mare avantaj. Avem deja promisiune că vine, și peste 95% am și garanția că vine ministrul tineretului și sportului, domnul Bănicioiu, și hai să zicem, de ce nu, domnul primar Ion Georgescu mi-a zis că în proporție de 65% a promis și domnul premier Ponta că este prezent la deschiderea acestui eveniment. Vă dați seama că pentru Mioveni, un orășel destul de mic, care intenționează, și trebuie să știe și telespectatorii, ca de la 1 ianuarie să fie municipiu, și cred că ar merita-o, eu am fost la Băilești, municipiul Băilești. Păi vreau să vă spun, fraților, că cine are critică la nivelul orașului, municipiului Pitești, cine are critică la nivelul orașului Mioveni, să meargă la Băilești să vadă un municipiu. Că este paragina după lume. Ce am văzut acolo, o altă lume am văzut acolo, ca după război. Ei bine, sunt zone și zone. Eu comparând... Din fericire, dar Mioveniu... Asta este situația și merită să fie chiar municipiu. Da, și iată, se autoritățile de acolo și dumneavoastră care conduceți cluburile din Mioveni, vă implicați și aduceți, iată, niște competiții importante aici la noi în Mioveni, cum este acest campionat național de oină pentru fete, cum spuneam, iată, după mai mult de 100 de ani. Sigur că revigorat, de dumneavoastră. Eu pot să afirm la ora asta că pe noi, Clubul Sportiv Dacia Mioveni 2012, ne cunoaște țara. Eu, cel puțin personal, am fost aproape în toată țara cu activități pentru acest club, inclusiv cantonamente și celelalte. Eu personal am stat de vorbă și cu președintele Federației de Handbal, cu domnul Gațu, un om extraordinar, ofițer ca și mine, și ne-am înțeles foarte bine, cu președintele de la OINA, nu mai vorbesc, este tot ofițer, și ne-am înțeles extraordinar de bine, adică avem... Și la urmă urmei, sportul este cel mai important. Sigur că da, ăsta este liantul între persoane, între la discuții, și ambasadorul orașului Mioveni, pentru că urmărim ca orașul Mioveni, într-adevăr, să devină emblemă în anumite domenii. Domnul director, mulțumesc mult de tot, vin știrile peste noi, așadar cei care vor să vadă acest campionat național de oină, sâmbătă și duminică la Mioveni, începând cu ora 9, va fi festivitatea de deschidere, și pe parcursul întregii zile de sâmbătă și duminică vor fi competiții. Domnul director, mulțumesc mult de tot pentru prezența la Repriza de Sport. Și eu vă mulțumesc să mă chemați la o emisiune mai amplă. O să revenim cu aceste subiecte și cu activitatea de la CSE Dacia Mioveni 2012. Doamne și domnule, mulțumesc și noastră că ați rămas pe Antena 1. Rămâne și în continuare, urmează cele mai importante știri de Nargeș, prezentate de colegul meu Costi Vașcu. Vă dau întâlnire lunea viitoare la aceeași oră. La revedere! Bravo!